Bună ziua, dragilor! Desigur că sunt Adrian Stase și firesc să-mi dau cu părerea despre politica actuală, despre legile care vor avea loc pe 9 iunie. Trebuie să dau cu părerea. Unii mă întreabă despre moștenirea de la Nana, alții mă întreabă de la mătușa Tamara. Domne, nu știu care e problema voastră, firește. Uite care e treaba. În legătură cu alegerile, domne, e foarte greu. Naționaliști, suveraniști, de ce în ce mai mulți. Și asta este foarte bine pentru un stat de drept, să fie și naționaliști, suveraniști, dar și socialiști. Desigur că partidul meu de suflet este PSD-ul, desigur. Nici nu pot imagina timpul altfel, dar ceea ce vreau să vă spun este că va fi foarte greu pentru PSD, pentru actuala conducere, să câștige mare parte cum a făcut Liviu Dragnea, dar în alte ordine de idei, desigur și firesc, este că actuala guvernare este, cum să spun, ceea ce trebuie din punctul unora de vedere. Conform estimărilor și conform și tuturor caselor de sondaje, care desigur știm noi acum și sunt, dau PSD-ul și PNL-ul, mă rog, nu știu cine e PNL, ca virgulă câștigător, desigur, dar în ceea ce privește moștenirea mea de la mătușa Tamara, domne, nu știu de ce vă agățați de acest subiect, am mai spus-o și o să spun în continuare, moștenirea de la mătușa Tamara este adevărată, sau cum spune englezul, it's a truth, dar voi, cu mințile alea care sunt zglobii, sunt imediat vă agățați de moștenirea mea. Și văd că aveți o problemă și cu ouăle mele de la Nana, desigur. Băi, ouăle mele de la Nana sunt ouăle mele. Le număr într-una, ce așa de greu? Vă pup și până la următorul vlog, desigur, să ne auzim cu bine. La revedere!